Băsescu a fost citat de Tribunalul București pentru a da explicații în legătură cu colaborarea cu securitatea. Președintele va trebui să se prezinte în fața instanței la următorul termen din dosarul aflat pe rolul acestui tribunal. Poate țineți minte, CNSAS a spus că președintele nu a colaborat cu securitatea, dar această decizie a fost contestată în instanță pentru că multe probe nu ar fi fost luate în calcul atunci când s-a dat acest verdict. Colegul meu, Radu Tudor, e în direct cu noi. Răzvan Savaliuc, sigur, e alături de mine și comentăm acest subiect. Radu, e o informație proaspătă, e o informație de ultimă oră. Traian Băsescu a fost așadar citat de Tribunalul București. La următorul termen trebuie să se prezinte și să explice care a fost relația sa cu securitatea. Foarte importantă această știre, Sabina, bună dimineața. Cred că sunt șanse să lămurim o chestiune esențială pentru viața politică din România, și anume modul în care, într-un fel absolut tulbure și dubios, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității l-a declarat pe Traian Băsescu ca fiind necolaborator al securității. Eu cred că la această înfățișare Traian Băsescu nu va putea să ocolească una din dovezile cele mai importante, și e cazul și judecătorilor să se confrunte cu acest lucru, și anume documentul Ministerului Apărării Naționale, care în anul 2004 a certificat faptul că Băsescu Traian, în calitate de elev al Institutului de Marină Civilă, a devenit colaborator al organelor de contrainformații militare. Contrainformațiile militare însemnau direcția a Departamentului Securității Statului. Și că pe toată perioada în care a urmat cursurile Institutului de Marină, între 1973 și 1976, Băsescu Traian a fost informator al securității. Este acest document despre care vorbești în acest moment pe ecran și se poate citi în mod clar ceea ce spuneai tu ceva mai devreme. A fost colaborator al organelor de contrainformații militare. Vedeți că este și subliniată acea zonă din document în care sunt făcute aceste afirmații. Bun, documentul ăsta e de când lumea aproape, să spunem așa, în atenția publicului. El nu a fost luat niciodată în considerare, că până la urmă această decizie a CNSAS-ului a fost contestată tocmai pentru că multe dintre probele apărute în public nu au fost luate în calcul. Și în afară de acest document, aș vrea să mai vedem, de exemplu, declarații făcute de foști ofițeri de securitate, de foști inspectori din Institutul de Marină, din cauza lui Băsescu au fost debarcați mai mulți marinari nevinovați, spunea Mihai Avramides, fost ofițer de securitate, de exemplu. Ovidiu Adamescu, fost inspector al Institutului de Marină, vorbea despre faptul că domnul Traian Băsescu, și citez, desigur, și alți 9 studenți scriau rapoarte care arătau ce părere au colegii și profesorii despre regimul comunist. Notele informative ajungeau la locotenentul major de securitate de Spinoiu. Deci, te întrebam, Radu, lucrurile astea n-au fost luate în calcul? Evident că n-au fost luate în calcul și evident că verdictul CNSAS este unul incorrect. Oamenii de acolo susțin că Traian Băsescu n-ar fi făcut poliție politică. Eu nu pot să prezum că rapoartele și informările făcute de colaboratorul securității Traian Băsescu includ elemente de poliție politică. În schimb, nimeni nu a cercetat acel dosar, nimeni nu a cercetat informările pe care colaboratorul Băsescu le-a dat ofițerilor direcției a 4-a Departamentului Securității Statului. Și mai mult decât atât, în analiza acestui caz la CNSAS, nu au fost prezentate publicului aceste lucrări. De fiecare dată când CNSAS-ul a dat un verdict,
au existat probele transmise în public, copii după rapoartele securității, copii după registrele jurnal și așa mai departe. E, în cazul lui Băsescu avem de-a face doar cu o decizie fără să vedem dacă într-adevăr așa este. Sunt două elemente principale și eu cred că nu s-a născut încă magistratul care să conteste un document oficial al Armatei Române care confirmă calitatea de colaborator al lui Traian Băsescu. Sunt două elemente principale ce trebuie aduse la suprafață în această poveste, la care se adaugă ceea ce tu foarte bine ai subliniat, mărturia unor ofițeri importanți care știau și știu despre relația lui Băsescu cu securitatea. Cele două elemente importante sunt registrul jurnal despre care se vorbește în documentul Ministerului Apărării. E foarte important să fie dat publicității pentru că el conține niște elemente lămuritoare în legătură cu activitatea lui Traian Băsescu la securitate. Și doi, notele și rapoartele pe care elevul Băsescu Traian le-a întocmit către ofițerul de contrainformații militare al Institutului de Marină Civilă. Se știe și numele acestuia, se știe și gradul acestuia, toate documentele au fost păstrate în arhiva de la Pitești, în arhiva militară de la Pitești. Ele au caracter secret. Da, tu ai mai scris, dacă mi-aduc eu bine aminte, tu ai mai vorbit despre lucrul ăsta. Ai mai scris și pe blogul tău și în Jurnalul Național despre subiectul ăsta. Totuși nimic nu s-a întâmplat. Nimic nu s-a întâmplat, ba mai mult, chiar și elementele care păreau să fie apărut în instanță la începutul mandatului lui Băsescu în 2005 și acelea încet, încet au dispărut. Se pare că au existat ofițeri de informații care au avut acces la dosarele din instanță ale lui Băsescu. Dacă nu mă înșel, într-unul dintre ele se judeca cu Mugur Ciuvică, au mai existat și altele. Și ce să vezi? Că o parte din dovezile care arătau relația lui Băsescu cu securitatea au dispărut chiar în timpul procesului. Eu spun doar atât. Instituțiile statului, justiția, este obligată să ceară documentele de la Ministerul Apărării. E vorba de registrul jurnal și de rapoartele făcute de colaboratorul securității Băsescu Traian, în așa fel încât noi să știm exact în ce a constat cooperarea cu securitatea, ce a scris el în acele note și dacă a făcut sau nu a făcut rău colegilor săi, așa cum spun cei de la Constanța. Aș vrea să vedem o declarație foarte recentă a lui Traian Băsescu și Răzvan, o să te rog, și Radu, sigur, o să vă rog să vedem cum arată această declarație, având acum informația că Traian Băsescu este chemat să dea explicații în legătură cu relația pe care a avut-o cu fosta securitate, posibila colaborare. Traian Băsescu a recunoscut că a dat, citez, camioane de rapoarte, da, la securitate pe vremea când era comandant de navă. Mai mult, președintele susține că i s-a luat cumva o piatră de pe inimă când a avut curajul să spună public această informație despre relația cu securitatea. Traian Băsescu spune însă că a fost luat în vizor după ce două dintre navele pe care le-a avut sub comandă s-au scufundat. Am spus într-o emisiune, eram ministrul transporturilor și cred că într-o emisiune la Tucă am spus cred că de la mine securitatea a beneficiat de câteva camioane de rapoarte. Eu gândindu-mă că rapoartele mele de voiaj ca și comandant de navă, rapoartele către companie de la Anver, toate au fost văzute și de instituțiile de securitate ale vremii. Da, și cum vine această declarație, Răzvan, în contextul în care vedem ce se întâmplă cu Traian Băsescu? Este citat să dea explicații, mai aruncăm o privire și pe afirmațiile făcute în trecut de, uite, de exemplu, de Ștefan Mihuț, membru al Comisiei de Anchetare a președintelui Traian Băsescu, zice la un moment dat, țin minte că la un moment dat, când Băsescu l-a jignit pe inginerul Vulpe, cel mai bun specialist în inginerie navală, afirmând că habar nu are de construcția navelor, m-am răstit la el. Dacă numai o parte din datele din dosarul ăsta sunt reale, dumneata poți să înfunzi pușcăria. La care răspunsul a venit prompt de la Băsescu. Nu știu care dintre noi doi va face pușcărie mai repede.
Și nu am să uit râsul acela hăhăit de golantul peist al tânărului comandant de atunci Băsescu. Am ieșit nervos din birou și imediat m-au abordat Nicușor Dumitru, șeful securității portului Constanța și prim-secretarul județului Constanța Vâlcu. Acesta din urmă m-a luat de braț, m-a tras într-un colț și mi-a spus: am ordin de sus de tot, lăsați-o mai moale și mergeți pe burtă. Ăsta e ofițer acoperit și de caz, știe și tovarășul. Asta spunea Ștefan Mihuț, membru al Comisiei de Anchetare a președintelui Traian Băsescu. Am găsit citatul în ziarul Cotroceni.